Parte și vedem imagini exclusive din războiul din Ucraina, în care luptă și câțiva români. Puțini, îi număr pe degete, dar sunt printre cei mai buni militari. Unul dintre ei, lunetist în trupele de legionari străini, i-a oferit un interviu în exclusivitate colegului meu Cristi Popovici, trimis special Antena 3 CNN în zona de conflict. Vorbește militarul român despre armata de zombi a rușilor, despre mercenarii Wagner care sunt forțați să lupte până la moarte, altfel sunt uciși de proprii ofițeri, dar și despre norocul care pe el l-a ținut în viață până acum. Un interviu eveniment chiar acum, realizat de Cristi Popovici. Pe frontul din Ucraina, războiul este mai sângeros ca niciodată. Și ucrainienii și rușii au pierderi uriașe. Orașul Bahmut este disputat de ambele tabere, rușii avansând greoi în ultimele săptămâni. Rușii ar fi controlat deja acest oraș Iahidne. Se înaintează, vedeți, pe trei direcții, dinspre nord, dinspre est și dinspre sud. Pe partea cealaltă însă ucrainienii și-au păstrat totuși un coridor de retragere. În această bătălie luptă și un român. Înrolat în legiunea străină încă de la începutul războiului, a participat la eliberarea orașelor Harkov și Izium, iar acum este detașat pe frontul din est. Mai rezistă Bahmut? Probabil o să mai reziste, da. Foarte puțin. Care e scopul acolo? Să provocați cât mai multe pierderi exact. Armatei rusești? Acum, scopul cred că e același pe toată linia frontului. Să provocăm cât mai multe pierderi și să ne pregătim pentru ofensivă în același timp. Bărbatul spune că a plecat pe front pentru că este teamă că războiul ar putea ajunge la granița cu România. Speră că, ajutând armata ucrainiană, să-i oprească pe ruși departe de locurile natale. Luptele sunt însă crâncene. A fost o zi groaznică. El e comandantul nostru. Dumnezeu să te ierte. Ai în vreun moment tendința să pleci? Să zici, eu nu mai stau aici, am avut eu nu mor pentru ori războiul lor, eu plec acasă. De multe ori am avut chestia asta de nu mai pot, cam asta e finalul până aici. La ultimele misiuni și tu ai fost rănit, nu? Da, chiar la ultima misiune. Ce s-a întâmplat? Un tank a tras în poziția mea. Cum știu că ești acolo? Pentru că am tras și eu în el. Am fost aruncat de suflet explozii, din fericire. N-am avut găuri în plus. Cum... și, da, m-am... mai mult vânătăi. Militarul român spune că ucrainienilor le lipsește tehnica de luptă pentru a-și recâștiga teritoriile ocupate ilegal de Federația Rusă. Au nevoie de lansatoare de rachete, tunuri de artilerie și mașini blindate. Pe front, rușii lăsând superior numeric. Uneori are impresia că e în ceva filme cu zombii. Vin valuri. Da, că efectiv tragi în ei și de la 100, 50 de metri chiar și chiar dacă îi nimerește undeva unde nu sunt puncte vitale, zic în picior sau în mână, el continuă să avanseze. Efectiv. Kamikaze. Kamikaze, da. Se spune că zona aceea se numește mașina de tocat carne, cu speranța de viață de 4-5 ore. Auzeam niște experți vorbind zilele trecute, așa e? Cred că în mare parte cam asta e speranța de viață acolo. Sunt momente în care mergeți, nu știu, un pluton întreg și vă întoarceți doar câțiva? Ați avut treaba asta? A fost de multe ori asemenea momente. Chiar acum, ultima dată, am avut 3 morți, 7 răniți. Cât despre celebrii mercenari Wagner ai armatei ruse, soldatul român spune că mitul despre ei este mai mare decât ceea ce fac în realitate. Zi-mi un pic de mercenarii Wagner, cât de înfricoșători sunt, sau sunt doar mituri despre ei? Înfricoșători nu sunt. Tot oameni tot așa acționează, nu sunt gen Rambo sau ceva de genul ăsta, dar sunt multe mărturii de la prizonieri pe care am luat din Wagner și ce vă zic?
tot felul de chestii și că nu au de ales, că în caz că se retrag sunt executați de proprii comandanți. Deci ori mor pe front, ori mor în cazare. Da, și asta că au recompensă dacă cumva reușesc să împuște unul din un legionar și dovedesc chestia asta, să primesc un bonus de 10.000 de dolari. Cu familia în țară și doar câțiva prieteni rămași în viață pe front, românul, lunetist în trupele speciale, speră să apuce întreg sfârșitul războiului și să sărbătorească victoria Ucrainei. În fiecare misiune merg fără vestă de protecție sau cască. Mai ușor pentru mine și să mă mișc, trebuie să mă mișc foarte mult. Să ții ținta. După fiecare foc trebuie să-mi schimb poziția. Ei cred, uneori, eu fiind român, născut în Transilvania, îi zic că sunt rudă cu... Dracula. Am avut noroc de foarte multe ori, de foarte, foarte, foarte multe ori. Acum mi-e din ce în ce mai frică, pentru că am avut norocul ăsta deja... De fiecare dată când plec în misiune, mă gândesc, no, cum mai... Mi s-a terminat sau nu da, mi s-a terminat? Da, da, e un pic așa. Da, felicitări, Cristi, pentru acest interviu. N-am mai văzut până acum la noi un interviu cu un român care să lupte în Ucraina.